Bună ziua! Gata de luptă? O să-mi scot pentru o clipă totuși masca, ca să fie vocea mai pronunțată. Bună ziua, stimați reprezentanța mass media, dragi prieteni! De ziua tricolorului am venit și eu în fața dumneavoastră cu o informație care trebuie să ne deranjeze pe toată lumea, să ne pună în gardă. Este vorba de un fenomen care ia amploare, din păcate, în mediul veteranilor, care au avut de suferit, în special după războiul din 92, dar și în alte conflicte militare. Astăzi am recepționat un răspuns de la Casa Națională de Asigurări Sociale și chiar vă recunosc, am rămas șocat. Este vorba că un răspuns l-am primit la solicitarea privind am solicitat informații cu privire la numărul veteranilor încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau unor afecțiuni contractate în timpul acțiunilor de luptă disponibilă din sistemul informațional gestionat de CNAS. Surprinderea mea este, sau tristețea mare este, că un asemenea răspuns am solicitat și în 20. Iată, în 2020, la solicitarea mea, CNAS a răspuns că în categoria persoanelor veteranilor cu dizabilități severe se încadrează 1024 de persoane. În răspunsul pe care l-am obținut astăzi, aflu, din păcate, că numărul acestora a scăzut dramatic și a ajuns la 943. Adică într-un an și câteva luni de zile am pierdut 80-81 de eroi ai țării, patrioți care și-au pus viața în pericol în timpul conflictului armat de pe Nistru. Cel mai rău este că între aceștia, anul trecut erau 87 cu dizabilități severe. Anul acesta, deja sunt informat că la ziua de astăzi au rămas în viață, din păcate, doar 76 de veterani cu dizabilități severe. Este un segment dintre oamenii cei mai neajutorați. Pensia pe care, sau alocațiile, pensiile sunt foarte mici. Alocațiile de la stat pe care ei le au lunar de 1000 de lei nu le ajută la mare lucru. Eu am avut săptămâna trecută un șir de întâlniri cu veteranii de război, unii dintre care au suportat deja operații la cord, alții au avut alte operații grele, inclusiv am fost și la Vitalie Pașcan, care din Țânțăreni, care a suportat mai multe operații la ambele picioare. Starea lor este dezastruoasă, de aceea, având în vedere situația în care se află astăzi veteranii noștri, în special și în preajma sărbătorilor, și în anul acesta, Platforma Demnitate și Adevăr a elaborat și promovat mai multe proiecte de lege care să sprijine combatanții mei din 92. Am elaborat și eu un proiect de lege pe care l-au semnat și alți colegi cu privire la indexarea acestor ajutoare pentru veteranii de război cu dizabilități severe până la 2000 de lei. Deci, dacă până acum au 1000 de lei, propunem ca această sumă să crească la 2000 de lei. Poate astfel reușim măcar un pic să-i sprijinim pe acești oameni care, iată, din păcate, pierd lupta pentru viață. Totodată, vreau să vă informez că am discutat cu reprezentanții unor fracțiuni parlamentare și am convenit că proiectul este unul absolut necesar și va fi susținut în plenul Parlamentului. Îmi doresc foarte mult ca acest lucru să reușim în această săptămână, în două lecturi, așa încât în cel mai apropiat timp veteranii de război cu dizabilități severe să poată primi acest sprijin de la stat, care nu este foarte mare, nici 1 milion de lei deja, vă dați seama. Repet doar că într-un an de zile și câteva luni, un an și 3 luni și jumătate, au decedat 81 de veterani din grupul celor cu dizabilități, inclusiv cu dizabilități severe.
Sunt convins că această activitate care ne caracterizează pe noi cei din platforma de Emitat și Adevăr va fi continuată și mai departe și prin această cale transmit și un mesaj de încurajare tuturor acelora care cred în platforma de Emitat și Adevăr, în special veteranilor pe care pe foarte mulți dintre care i-am cunoscut pe pozițiile de luptă sau în protestele din 2015 până în 2019 și cu care menținem o legătură foarte bună și astăzi. Mergem pe acasă la ei, îi sprijinim financiar acolo când putem, dar nu ne putem baza doar pe sprijinul acesta ocazional financiar sau cu pachete alimentare și de aceea considerăm foarte important ca proiectul de lege privind alocarea unor sume mai mari pentru veterani să fie votat în plenul Parlamentului. Vă mulțumesc și o zi reușită în continuare!